Veste proastă pentru șoferi. Carburanții se scumpesc din nou de mâine pentru a treia oară consecutiv. Astfel, la pompă, litrul de benzină și cel de motorină va depăși pragul de 17 lei și respectiv 15 lei. Potrivit noilor prețuri, plafon stabilit astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, în următoarele două săptămâni, un litru de benzină cu cifrică octanică 95 va costa 17 lei și 36 de bani, sau cu 39 de bani mai mult decât în prezent. Iar un litru de motorină 15 lei și 17 bani, în creștere cu 26 de bani. De menționat că și în precedentele două perioade, tarifele pentru carburanți au crescut cu până la 70 de bani per litru. Petroliștii nu au dreptul să comercializeze cu amănuntul benzina și motorina la prețuri mai mari decât plafonul ANRE. În caz contrar, riscă sancțiuni. Noile tarife vor fi valabile până pe 10 ianuarie.